Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici, la Realitatea Plus. Numele meu este Ahmed Hoene. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru următoarele 50 de minute, pentru că am pregătit o nouă emisiune, o nouă dezbatere, care ne-am propus să facă parte dintr-un serial mai lung, un serial cu dezbateri legate de violența domestică. Am început acest serial în urmă cu două sau trei săptămâni cu domnișoara psihoterapeut Irina Chelărescu, care a acceptat să vină din nou pentru astfel de discuții în platoul nostru și mulțumim foarte mult. Bună ziua, bine ați venit! Bună mulțumesc ziua, foarte bine găsit! Sunt foarte multe lucruri pe care le putem aborda în aceste discuții pe care mi-am propus să le am și cu dumneavoastră și cu alți specialiști, criminaliști, criminologi, profesori. V-aș propune astăzi să luăm lucrurile cumva metodic. Pentru că vorbim despre violența domestică, violența în cuplu, e foarte important să înțelegem de unde vine această violență. Sunt câteva cauze pe care dumneavoastră le-ați punctat la întâlnirea noastră precedentă. Nu le ascund celor care ne urmăresc că am și făcut un plan al discuției noastre, un plan care vi se datorează în foarte mare măsură și spun asta pentru că eu am încredere totală în specialiști precum dumneavoastră și de aceea v-aș propune să urmărim planul pe care doriți să-l punem în discuție, să punctăm pentru început, doar să punctăm și apoi să dezvoltăm în măsura în care timpul ne permite, avem și alte emisiuni la dispoziție și vă mai așteptăm, să punctăm pentru început cauzele apariției violenței în cuplu. Vă rog. Ca să fac un mic rezumat a ceea ce urmează să discutăm o în continuare. O scurtă enumerare, sigur. Exact. Că, da. Orice situație de criză în cuplu, și mai mică și mai mare, generează agresivitate într-un fel sau altul în cuplu. Prin urmare, avem agresivitate în cuplu de la mutarea împreună a celor doi parteneri, la apariția primului copil, la apariția celui de-al doilea copil, momentul în care fiecare partener cunoaște familia de origine a celuilalt partener, momentul în care se confruntă, de exemplu, cuplu cu probleme de infertilitate, gelozia ca și problemă foarte des întâlnită în cupluri, generatoare de agresivitate, boala unuia dintre parteneri foarte des generează discrepanțe în interiorul cuplului și agresivitate, la fel decesul unei persoane dragi a unuia dintre parteneri care afectează dinamica cuplului, și multe alte, până și adolescența copilului, în momentul în care copilul cuplului ajunge la adolescență, generează într-o oarecare măsură disensiuni la nivelul cuplului și acestea se pot transforma în dinamici agresive. Prin urmare, dintr-un anumit, dacă dorim să vorbim despre cauze, înainte ar trebui să punctăm puțin cam ce aduce pe oameni împreună ca să vedem ce le generează conflict, unde care este rolul agresivității în cuplu pe partea asta, pentru că până la urmă n-ar fi agresivitatea dacă n-ar fi fost ceva ce i-a adus împreună de la bun început. Păi stați puțin, că lucrurile ar trebui să fie clare. Ar trebui. Potrivit logicii, bunului simț și mersului firesc al lucrurilor în viață, să spunem așa. Ce îi aduce pe oameni împreună? Nu dragostea? Îi aduce și dragostea și, adică și nevoia de a fi împreună cu ceilalți, dar și nevoia de a se păstra ca indivizi separați, adică și apropierea, nevoia de apropiere, dar și nevoia de separare îi aduce împreună. Dincolo de asta, atunci când privim un cuplu, pentru ca un cuplu să poată exista, trebuie privit și pe coordonata iubire și pe coordonata ură, pentru că există puțin din ambele în orice cuplu. Ca să poată să funcționeze un cuplu, este nevoie de această tensiune, acest conflict între cele două, între iubire și între non-iubire, ca să nu-i zicem ură, să pară mult mai mult decât este, între agresivitate și non-agresivitate, între dorința de a include pe celălalt, care este total diferit de noi, și dorința de a-l exclude pentru a ne păstra pe noi ca indivizi. Pentru că, de exemplu, dacă
în cadrul unui cuplu ar exista exclusiv iubire, la modul cel mai general, totală tandrețe, în lipsa oricărei agresivități, ceea ce se întâmplă de multe ori, de exemplu, în cuplurile care devin părinți la un moment dat și în perspectiva generală a societății, părinții nu au cum să fie agresivi unul față de altul sub nicio formă, cad într-o tandrețe generalizată, iar în contextul acesta dispare sexualul, ceea ce se traduce tot într-o problemă pentru cuplu, care iarăși are o grămadă de... implicații. Da, adică cuplul nu este ca în, nu știu, în poveștile de dragoste pe care le vedem la televizor, doar urmărite în telenovelele prima... sud-americane sau coreene. Bine, telenovelele sud-americane și coreene, culmea, sunt destul de înțesate și cu agresivitate și cu, adică este un amestec destul de savuros din anumite puncte de vedere, adică conține totuși la un nivel destul de hiperbolizat. Dar ideea este că ceea ce face un cuplu să fie normal și firesc și funcțional, de fapt, mai degrabă decât normal, este dozajul echilibrat între aceste două tendințe opuse, de dragoste și de agresivitate. Spuneați mai devreme, și mi-a atras atenția acest lucru, spuneați mai devreme că mai bine să nu folosim cuvântul ură pentru unul dintre motivele care duc la violență în familie. Dar de ce să nu folosim acest cuvânt? Pentru că sentimentele acestea există. Există, dar pot fi cumva interpretate nepotrivit. Adică, știu că vorbeam la un moment dat cu niște cunoștințe și îmi zicea una dintre ele povestea despre cuplul în care se afla. Și zicea, ok, câteodată îl iubesc de nebunesc, câteodată îmi vine să-i spar capul. Iar cealaltă i-a răspuns, înseamnă că ești într-o relație de lungă durată. Oamenii foarte, într-un cuplu foarte greu acceptă sentimentele de ură față de celălalt. De-aia cumva m-am ferit să folosesc, deși în termenii psihologici... Oamenii își acceptă cu greutate propriile sentimente de acest gen sau da, le acceptă pe, și pe ale celuilalt. Agresivitatea la nivelul acesta e foarte greu de dus și când vine în fazele ei normale de la celălalt și când o avem noi. De exemplu, o formă de agresivitate este și când îi spui celuilalt mie nu-mi place să mă trezesc dimineața, eu vreau să mă las să dorm, nu sunt în orice creează diferență între cei doi aduce o oarecare amenințare asupra întregului, asupra cuplului și este perceput de celălalt cu agresivitate. Cu atât mai mult cu cât în primele, dacă ne gândim la cuplu, în geneza lui, la început există îndrăgostirea, că până la urmă ceea ce aduce pe oameni împreună este dragostea dintr-un punct de vedere. Vă întrerup și vă rog să nu vă pierdeți șirul, dar e important. Îi aduce pe oameni împreună faptul că se îndrăgostesc, o noțiune foarte vastă, complicată și care ar necesita multe emisiuni pentru a fi analizată complet, sau atracția fizică pură? Depinde de la cuplu. Mă gândesc și vă rog să mă corectați dacă greșesc, mă gândesc că sunt două lucruri cel puțin într-o oarecare măsură diferită. Se și completează. Că până la urmă îndrăgostirea vine cu tot pachetul și cu idealizarea aceea la nivel mental că celălalt este tot ce ți-ai dorit vreodată, că îți va completa toate nevoile, că te va ajuta de câte ori vei avea nevoie. Iar asta este dublată și de atracția fizică. Există într-adevăr cupluri care se formează predominant pe una dintre caracterii. Există cupluri care se formează pe atracția sexuală, dar au parte și de zona de sprijin, de nevoia de oglindire în celălalt. Există cupluri care au ca primă modalitate de formare nevoia de oglindire, adică cauți în celălalt un identic al tău. Și dacă ne gândim așa la cuplurile din jurul nostru, adică le-am putea identifica pe cei care zic că mi-am găsit în sfârșit cineva care mă înțelege perfect, este oglinda mea, ne înțelegem extraordinar. Și există cupluri care sunt axate foarte mult pe ideea de sprijin, pe nevoia de a fi conținut, nevoia de a fi îngrijit. Aceste cupluri de cele mai multe ori se formează în urma unor traume pe care unul dintre cei doi parteneri le-a avut de-a lungul timpului. De exemplu, nu știu, o femeie care a fost într-o relație foarte traumatică la un moment dat va căuta efectiv un alt bărbat, un viitor partener, la fel și invers, care să aibă grijă de ea, care să-i repare o suferință din trecut. Pansament, exact. Iar dincolo de aceste trei categorisiri generale despre cum se formează relațiile, sunt detalierile. Relațiile care se formează din nevoia de sprijin financiar.
există și ele. Până la urmă, de ce n-ar fi? Materialiștii și interesații. Da, iertați-mă limbajul, dar despre asta e vorba. Este într-adevăr vorba despre asta, numai că nevoia de susținere materială nu înseamnă că le exclude pe celelalte. Poate să le conțină și, să conțină și atracția fizică și nevoia de ajutor emoțional. Și, adică suntem cumva obișnuiți de multe ori să vedem doar una dintre caracteristicile care a format cuplu, când de fapt ele sunt mult mai complexe la bază. Adică cineva care s-a căsătorit, de exemplu, cu cineva pentru bani, că așa vedem noi din afară, de obicei când vorbești cu el și îl întrebi, va spune, păi da, dar uite, că mă răsfață, că mă îngrijește, că îmi spune lucruri frumoase, adică pe coordonate care nu au nicio legătură cu banii până la urmă, adică strict, strict cu banii. Deci lucrurile sunt mult mai nuanțate pe partea asta. Pot să înțeleg, apropo și de telenovelele despre care vorbeam puțin mai devreme, pot să înțeleg situațiile acelea, gen fată săracă, băiat bogat, dar invers, băiat sărac cu fată sau doamnă bogată, îmi dau sentimentul că mă uit la o relație în care unul joacă rolul unui parazit și celălalt sau cealaltă joacă rolul de gazdă. Iertați-mă încă o dată cu aici limbajul căpușată. Da, are o componență ușor parazitară. Și sper că nu este o atitudine macistă. Nu, ce spun este, eu acum? Sincer să fiu, din punctul meu de vedere, m-am gândit și eu mult la aceste modalități în care sunt percepute cuplurile. Suntem obișnuiți ca femeia să fie cea care caută grijă, iar bărbatul să fie cel care oferă. În, cum să zic, ADN-ul nostru sociocultural, lucrurile cam așa stau. În contextul în care vedem un bărbat care caută grijă la o femeie care este potentă financiar, pare puțin ieșită din șabloanele pe care suntem dispuși să le acceptăm până la urmă. Dar, pe de altă parte, și un bărbat poate să fie fragil, să aibă nevoie de susținere, să aibă nevoie... Acum, ce se întâmplă până în adâncurile dinamicii cuplului lor, nu putem să vedem care sunt intenționalitățile lui, care sunt intenționalitățile ei. Pe de altă parte, în genul acesta de relații despre care vorbim, e posibil ca lucrurile să nu fie extraordinar de confortabile nici pentru el, dacă este negrin, că nu e ca și cum primește totul și este... Și el trebuie cumva să facă față propriilor lui dinamici de genul, ok, dar eu oare nu sunt bun de nimic, eu nu pot mai mult, e posibil ca ea să intre pe o altfel de dinamică față de el, să-i zică, ok, hai să se comporte ca cu un copilaș, să-l demasculinizeze, adică nici pentru el nu e confortabil. E o alegere pe care au făcut-o amândoi, o perioadă sau pentru totdeauna funcționează, depinde cum merge pentru fiecare, ei știu ce e acolo. Pentru în orice șablon, fiecare știe ce e acolo. Mă tem că intrăm, nu că nu mi-ar plăcea, pentru că subiectele sunt absolut minunate, foarte interesante, dar nu ne permite timpul. Da. Mă tem că intrăm în niște dezvoltări laterale care pot duce până la infinit. Sper să avem ocazia să discutăm și despre astfel de chestiuni, ar fi minunat. Dar, întorcându-ne la cauzele care generează violență în cuplu, cu care am început discuția noastră. Din cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră, dacă ar fi să facem un clasament al celor mai frecvente, mai puternice cauze de acest gen, ce ați pune pe primele două, trei locuri, să spunem? Aș pune în prima fază, exact ce ziceam, deși pare un lucru minor, aș pune mutarea împreună. Adică cumularea celor două realități ale fiecărui... Atât de sus? Puneți un astfel de motiv? Generator de violență în cuplu? Violență, dar nu la modul violență fizică neapărat, dar violență care se resimte foarte dificil pentru ambii parteneri. Apoi aș vorbi despre gelozie, care este resimțită foarte dificil și este un sentiment foarte dureros. Cumva, știu că poate s-ar putea să pară ciudat, de resimțită dureros și de cel înșelat, și de înșelător, și de amantă. Numărul 3 în poveste. Da, da, adică nu e, situația nu este ușoară pentru niciunul dintre cei protagoniști la un triunghi amoros de genul acesta. Iar pe următorul plan aș pune nașterea unui copil. Fie primul copil, fie al doilea copil, lucrurile sunt complicate în diferite puncte de vedere în aceeași măsură. Iar dacă vorbim de copii, aici aș integra și momentul în care copilul, de exemplu, se naște cumva sub așteptările familiei respective. Adică, nu știu, se naște cu o problemă în dezvoltare, se naște
poate chiar pare pueril, dar se naște, nu știu, dacă părinții își doreau fată, îi se naște băiat, dacă își doreau băiat, se naște băiat. De câte ori am auzit astfel de lucruri. Exact. Pare să fie totuși o chestie ok, copil, că de așa s-a născut vorba, orice o fi sănătos să fie. Da. Dar pe de altă parte, până și vorba asta ascunde în spate dorința extremă ca totuși să fie ori fată, ori băiat, dar după aia se sperie de ea că au avut dorința asta atât de clară și zic, ok, să fie ce-o fi, dar sănătos să fie. Dar dorința există în continuare să fie ori așa, ori așa. Dacă ar fi să le luăm pe rând, cum întrebați? Să le luăm pe rând, da. Chiar v-aș ruga foarte mult. Și haideți să luăm mai întâi acest motiv, această cauză pe care ați menționat-o înaintea celorlalte și care vă mărturisesc, dar eu din neștiință, din nepregătirea profesională pe care dumneavoastră o aveți, nepregătirea mea în comparație cu pregătirea dumneavoastră, mutarea împreună este absolut surprinzător. Mă gândesc că atunci când doi oameni care se iubesc se mută împreună, e un vis pe care l-au avut, pe care și-l împlinesc. Ce poate fi mai frumos, mai plăcut decât asta? E o bucurie să poți să stai împreună cu persoana pe care o iubești. Cum să ducă asta la violență în cuplu? Ideea este în felul următor. Atunci când există două persoane intră într-un cuplu, fiecare vine cu realitatea lui total diferită de cea a celuilalt, cu personalitatea lui total diferită, cu istoricul de viață, este o cultură a fiecăruia dintre parteneri care dintr-o dată se văd nevoiți de a locui împreună, adică de a aduce două realități care să conviețuiască în același cadru. Lucrurile sunt dificile pentru că ne este foarte greu să integrăm diferitul la celălalt. Iar asta putem să vedem foarte ușor din punctul meu de vedere la cum sunt, de exemplu, percepute, privind la nivel social, minoritățile. Persoane care vin, adică două culturi diferite care trebuie să conviețuiască în același spațiu. Întotdeauna există conflicte. La nivel de cuplu sunt normal de cu totul altă natură, pentru că nu este unul minoritate, altul majoritate, deși câteodată și asta se întâmplă, de exemplu, dacă unul dintre ei se mută în casa care deja exista a celuilalt. Pare iarăși un detaliu, dar pe de altă parte de multe ori se întâmplă de păi ce, ai adus tu asta în casă, e casa ta, fac ce vreau în casa mea, chiar dacă tu te-ai mutat în ea și suntem un cuplu, într-un moment de conflict ies câteodată la iveală și aceste aspecte. Ce spune asta despre cel care scoate asemenea vorbe în fața celuilalt? Cum să-i reproșezi celui cu care te-ai mutat? Că ai venit în casa mea, n-ai adus nimic în acest cuplu, iată câte am pus eu la bătaie. Cum să-mi spui? Ce spune asta despre acel personaj? Spune mai puțin despre acel... despre acel personaj cât spune despre dinamica dintre ei. Pentru că ceea ce el spune în momentul respectiv poate nu spune neapărat despre locație. Spune despre cât ai adus tu în relație, cât am adus eu în relație. Dar știai foarte bine că eu vin cu mâinile goale, că sunt sărac, săracă, atunci când vin în casa ta, în acest cuplu, ai acceptat situația asta? De ce acum îmi faci astfel de reproșuri? Depinde cât de lucid a privit situația la început și ne întoarcem la problema de care ziceam cu perioada de îndrăgostire. În perioada de îndrăgostire, celălalt este totul și este orice mai puțin decât varianta lui reală. Sunteți de acord cu ideea pe care am citit-o în ultima vreme și o citesc în tot mai multe locuri, că perioada în care te îndrăgostești este o perioadă în care, sigur, forțând puțin limba română, dar veți înțelege ce vreau să spun, este o perioadă în care ești bolnav psihic, mental, că îți pierzi mințile, că nu mai judeci complet, corect. Este parțial, dar poate nu chiar bolnav, aș zice că sigur. Este termenul de folosit. Am folosit și niște ghilimele, am forțat puțin. Da. Sunt niște coordonate care duc către asta, pentru că atunci, dacă am privit boala psihică ca o rupere de realitate, atunci când te îndrăgostești, ești rupt de realitate, nu pentru că te forțează celălalt să te rupi de realitate, ci pentru că tu nu mai vrei să vezi realitatea care ar putea să-ți distrugă idealul pe care tu ți l-ai format. De exemplu, să zicem că partenerul este dezordonat. O chestie, partenerul este dezordonată. Tu nu ai vrea să ai un partener dezordonat, dar ai atâta nevoie, ți-ai pus atâta speranță în persoana respectivă, cum că ar fi tot ce ți-ai dorit vreodată, încât alegi, chiar dacă, să zicem, te duci odată acasă la el și vezi că e dezordine, alegi să uiți cu totul evenimentul respectiv ca să nu-ți distrugi idealul. Eu tot aud o voce în cască, este vocea producătorului meu, nu sunt schizofrenic, dar care mai îmi pune niște întrebări, de multe ori și pentru dumneavoastră și pentru alți invitați, care îmi spune, acum mă întreabă, ei, starea asta
nu știu, se poate controla? Cum să controlezi când te îndrăgostești? Te îndrăgostești și punct. Adică e o chestiune pe care nu poți să o controlezi. Mă gândesc. Greșesc? E corect ce spui? Nu poți controla astfel de sentimente, nu? Îndrăgostirea. Nu se, se poate și nu se poate controla. Teoretic nu se poate controla, dar ceea ce ajută în a nu te pierde cu totul și a nu lua decizii este să te centrezi pe tine. Să chestionezi întotdeauna realitatea. Ok, dar ceea ce văd eu este... Dar asta cât să nu distrugă neapărat sentimentul de îndrăgostire, pentru că atunci, practic, distruge mare parte din bucurile vieții. Atunci nici nu mai e îndrăgostire. Exact, e cumva... Dar raționalizarea ar trebui să însoțească și este bine să însoțească mai toate acțiunile noastre. Să fiu cu capul pe umeri. Să fiu cu capul pe umeri. Dar nu vreau să fiu cu capul pe umeri. Când mă îndrăgostesc, când m-am îndrăgostit, că sunt îndrăgostit și gata, m-am aruncat cu capul înainte și am făcut foarte bine și nu-mi pare rău. Da, e, acum depinde și cât de matură este relația care se formează, pentru că, de fapt, îndrăgostirea devine, această idealizare reciprocă din îndrăgostire devine o problemă în măsura în care ceilalți nu pot să construiască ulterior dezidealizărilor. Adică, ok, eu te-am văzut pe tine ca fiind idealul pentru mine, pe parcurs îmi dau seama, iar cuplul este o constantă dezidealizare pe punctulețe mici, mici de-a lungul vieții. Dacă eu nu pot să regăsesc în cuplul respectiv energie psihică și emoțională cât să reinvestez relația după fiecare dezamăgire, atunci se produc rupturile și atunci este rău. Semnul unui cuplu stabil și a unei iubiri mature este că după perioada de îndrăgostire construiesc în continuare, cu scopuri comune. Perioada de îndrăgostire, da. Sincer, am auzit și am tot citit despre 3 cei 3 ani. Eu n-aș merge pe surie genul ăsta pentru că depinde cât îți permit să iluzionezi. Atât durează. Există îndrăgostiri despre care toată lumea știe, care durează 2 săptămâni, iubirile de o vară sau ceva, care durează 3 luni, care durează și după aia. Acelea sunt foc de paie, atracție asta fizică zic, tot îndrăgostire, dacă întrebi pe adolescenții la momentul respectiv, vor zice, vai, dar ce m-am îndrăgostit, dar ce minunat era, dar tot îndrăgostire, doar că este, depinde și de vârstă, modalitatea în care te îndrăgostești la vârste diferite diferă într-un fel, are aceeași dinamică de idealizare a celuilalt, doar că la, nu știu, 50 de ani, dacă te îndrăgostești, nu o să te îndrăgostești ca la 16 ani. Va fi un sentiment tot foarte puternic, doar că nu va avea aceeași rupere de realitate. De asta, de multe ori, relațiile care se construiesc după o anumită vârstă au o trăinicie a lor, pentru sunt că... Sunt mai solide. Sunt mai solide, sunt mai asumate, pentru că atât, ambii parteneri se cunosc mult mai bine atât pe ei înșiși, cât și știu ce-și doresc de la... Au încercat poate mai multe relații de-a lungul timpului, știu mult mai clar ce-și doresc, sunt mult mai puțin predispuși la a intra într-o halucinație din asta în care celălalt este văzut poate în procent de 10% față de cum este el în mod normal. Așa se nasc și expresiile de genul nu mai ești bărbatul, femeia de care m-am îndrăgostit. Culmea, deci nu chiar este bărbatul și femeia de care s-au îndrăgostit, doar că atunci refuzam să-i vedem. Adică vedeam ce vroiam noi să vedem. Pentru ce ne doream. Că, da, ce ne doream, pentru că aveam nevoie să simțim că există cineva pe lumea asta care poate să ne îndeplinească dorințele pe care le aveam la momentul respectiv. Poate pe parcurs, că e și asta o dinamică. Poate la început în cuplu ai dorințe, anumite dorințe, nu știu, de sprijin, de conținere, de lucruri pe zona asta. Dezvoltându-se și avansând viața, dorințele se schimbă la unul dintre parteneri și acolo poate să apară agresiunea în cuplu, când, de exemplu, dacă cei doi au format o relație în care unul îl susține pe celălalt, iar la un moment dat cel care era susținut nu mai are nevoie de susținere. A găsit, poate, nu știu, s-a dezvoltat profesional, s-a dezvoltat emoțional suficient de mult, a luat ce avea nevoie din relația respectivă. Celălalt, care l-a susținut până atunci, va vrea să-l țină în același punct, pentru că este ceea ce i-a dus împreună. El asta a făcut, l-a sprijinit. Adică te-am ajutat și acum nu mai ai nevoie de mine, mi-ntorc spatele. Exact. Sau ți-ai găsit un ajutor mai interesant sau mai important, să nu spun altfel. Exact, dar cumva, dacă am pune lucrurile cum le spuneați dumneavoastră acum, ar părea cumva că este ca ceva negativ dacă cel care a fost ajutat va pleca dintr-o relație cu cel care l-a ajutat până atunci. Și nu este neapărat așa. Cel care a ajutat ar trebui să-și dea seama, mă, omul ăsta a crescut, l-am ajutat până aici, acum hai să încercăm să schimbăm dinamica, să fim egali, să creștem împreună. Aici vine iarăși ideea cât de solid e cuplu, cât de dinamice sunt legăturile dintre ei. Ce-i leagă, de fapt, cu adevărat? Dacă-i leagă lucruri profunde sau lucruri absolut superficiale. Da, pentru că vorbim despre această mutare împreună, care la început arată frumos, minunat, lucrul pe care și l-au dorit cei doi și care se schimbă între timp. Ce declanșează
violența în cuplu, cauzată, sigur, de această mutare împreună, concret, unde apare declicul, unde iese scânteia care dă foc? Apare declicul de fiecare dată când... Că te cerți, îți reproșezi. Da. Dar și violență fizică? Se poate ajunge și la violență fizică pe partea asta. Pe, știți, certurile acelea, și până la urmă știți că vorbeam și de data trecută, în sine certurile și agresivitatea verbală și tot are o componentă foarte dureroasă pentru cel care este agresat verbal. Că se poate ajunge și la violență fizică de la, ok, ai luat, de exemplu, nu-mi respecti spațiul personal. Există doi oameni care se mută împreună, unul, să zicem, că a fost obișnuit foarte mult timp cu mediul lui, cum are lucrurile în casă, celălalt vine, știți, mai sunt și prin filme, femeia care vine, se mută la bărbat acasă și decorează totul cu roz, bine, sunt duse la extrem, dar decorează tot, schimbă tot, pune preșuleț roz, agresivitatea și modul în care celălalt reacționează sunt absolut reale, pentru că el este anulat în spațiul lui privat. El este atacată identitatea, de fapt. Personalitatea. Personalitatea, exact. Pentru că este forțat să se schimbe în acord cu o dorință a celuilalt, iar orice cerință de schimbare din partea celuilalt ne transmite nouă că nu suntem buni. Ok, nu ești bun pentru mine, așa, schimba asta. Prin urmare, aduce o anulare a acelei coordonate a propriei persoane. Adică, ok, stai, trebuie să fiu dintr-o dată mai sensibil. Păi, dar poate nu pot să fiu mai sensibil. Așa mai luat, așa am fost dintotdeauna. Nu sunt construit în felul acesta. Exact. Și asta cumva e la fel cum ar fi, nu știu, o palmă dată, și se poate ajunge și la asta pe aceste diferențe care sunt forțate să conviețuiască. La fel se simte de dificil și când celălalt spune din ceva ce este pur natural al tău și foarte bine închegat și de care tu poate chiar ești mândru, adică e ceva ce te definește, vine celălalt și spune nu, schimba asta. Și sunt conflicte repetitive pe aceeași problemă până când ori unul dintre ei cedează, ori se... Aici vreau să ajung. Bun. Certuri, tensiune din ce în ce mai multă. Probabil că cei doi la un moment dat conștientizează că s-ar putea să apară și violență fizică. Ei, ce trebuie să facă unul dintre cei doi, cel care se simte poate amenințat, sau amândoi, pentru că amândoi trebuie să fie responsabili, să discute, să identifice cauza, să găsească o soluție, să rupă pisica în două și să se despartă? Cum trebuie procedat? Ca să nu se ajungă la violență fizică. Verbalizarea e principalul lucru pe care trebuie să-l facă. Adică să stea de vorbă. Să stea de vorbă, exact. Asta este și cerința care este principală în cazurile de agresivitate dintr-un cabinet de psihoterapie de cuplu. Dar e suficient doar să stea de vorbă sau mai trebuie și altceva în timp ce ei vorbesc? Adică să găsească o soluție, să și vrea să găsească o soluție. Soluția n-au cum să o găsească dacă nu stau de vorbă. Pentru că, de fapt, vorbitul deschis unul cu celălalt îi ajută să înțeleagă, uite mă, asta e realitatea mea, asta e realitatea ta, hai să vedem unde se pot suprapune cele două realități. Poate, uite, eu pot să renunț la asta ca să fim împreună pentru că te iubesc, tu poți să renunți la asta ca să fim împreună pentru că mă iubești. Se găsește o cale de mijloc în care cele două realități total diferite se pot suprapune și pot funcționa în același spațiu. Agresivitatea apare când cei doi nu pot să verbalizeze lucrurile astea. Poate sunt lucruri prea dureroase pentru ei să le verbalizeze. Poate sunt lucruri, nu știu, de exemplu, să zicem că una dintre problemele mutatului împreună este că, de exemplu, partenera sau partenerul nu se comportă ca în familia fiecăruia de bază. Nu ești ca mama. Uite, mama gătea, mama făcea aia, tata era gospodar, mama așa, tu nu ești așa. În contextul ăsta este aproape de multe ori imposibil de gestionat în interiorul unui cuplu fără un ajutor exterior. Modul în care tu ai putea să-i schimbi celulai mentalitatea pe care el o are de o viață. Că femeia ar trebui să fie într-un fel, bărbatul ar trebui să fie într-un alt fel. Oricât i-ai explica, mă, dar uite, eu nu sunt tatăl tău, eu nu pot să fiu ca el, el a trăit în mediul lui, s-a întâmplat în timpul lui. E o altă persoană. Exact, o altă persoană într-un alt timp, într-un alt spațiu, cu totul diferită. Pe de altă parte, nevoia persoanei respective va fi în continuare de a vedea aceeași dinamică pe care a avut-o în familia de bază.
de asta zic, câteodată, ok, vorbești despre asta, dacă ei nu sunt destul de deschiși și nu își doresc suficient de mult, pentru că, până la urmă, e de dorința de a rămâne împreună, despre asta e vorba. Când își doresc să rămână împreună, lucrează pe chestia asta, mai renunță unul, mai renunță celălalt, ideea în care renunță numai unul, iarăși nu e extraordinară și nu duce la ceva glorios, pentru că doar unul dintre ei își pierde identitatea, adică va fi înglobat de celălalt și atunci există cazul acela de despărțire după ce cel care a fost înglobat este dat la o parte sau pleacă, nu se regăsește. Când spune am dat totul, am schimbat totul, nu mai știu cine sunt. Se întâmplă foarte des după o despărțire că oamenii se zic că nu mai știu cine sunt. Pentru că poate au dat prea mult, poate n-au gestionat, ok, dar până unde sunt eu, până unde trebuie să las de la mine ca să fiu cu celălalt? Asta este una dintre întrebările pe care ar trebui să-și o pună constant oamenii într-o relație, pentru a nu se pierde pe ei, dar pentru, pentru a preveni și anularea cuplului, pentru că dacă nu lași nimic, normal, rămânem doi oameni diferiți și ne vedem fiecare de drumul lui. Nu are niciun rost să își mai pierde timpul. Exact. Iar că întrebați dacă soluția este despărțirea sau ce se face. Ideea este că pentru unele cupluri soluția chiar este despărțirea. Adică și la venirea în terapie nu există o garanție că după terminarea terapiei sau în timpul terapiei cuplul va rămâne împreună. Că poate nu asta e cea mai bună soluție. Da, nu e cea mai bună soluție. Ei. Sunt mult prea diferiți, au ajuns într-un punct în care nu mai vor, cum sunt cazuri, nu știu, el care vrea carieră sau creștere profesională, ea care vrea copii și stat liniștită și așa, sau invers. Cum poți să conciliezi două direcții în care unul vrea dezvoltare doar pe un singur plan, iar copiii l-ar încurca și asta își dorește el, își stabilește clar că asta își dorește, iar celălalt zice, nu, eu vreau căldură, vreau să avem copii, vreau să avem... E altă viziune despre viață, niciuna nu e greșită, ambele sunt perfect corecte, doar că nu merg împreună. Prin urmare, discutând, se poate ajunge la concluzia, ok, mai merită să încercăm mai departe sau nu mai merită. Poate dorința celor doi de a rămâne împreună să salveze situația? Este esențială. Peste orice altfel de obstacol? N-aș zice asta, aș zice că este o variantă tot idealizată a lucrurilor, pentru că, ok, dorința este un motor absolut necesar. Adică, fără dorință, practic, nu există energia dar care se țină împreună. Tot nu e totul, pentru că să presupunem că există, nu știu, cazurile, acum de când cu externalizarea, mă rog, globalizarea și plecatul și muncitul în afară și tot ce ține pe partea asta, cazul în care, de exemplu, unul dintre parteneri pleacă 2 ani la muncă într-un alt loc, este clar o criză pentru cuplu și este foarte greu de gestionat chiar și cu toată dorința lor, câteodată conflictele sunt foarte mari pentru că nu mai există spațiu comun, nu mai există activități în comun, chiar dacă vorbesc foarte des, chiar pot exista probleme pe partea asta. Desigur, le pot și surmonta și pot rămâne în continuare împreună. Există cazuri în care asta și-au dorit, să fie împreună cu cineva, să știe undeva acolo, de aici să fie la zeci de mii de kilometri distanță. Adică există și varianta asta. Asta, în care... nepriceperea mea, dacă îmi permit să o spun, asta nu mai e dragoste. Nu mai e dragoste, dar e nevoia de un împreună pe care îl știi acolo. Știi că vorbești, dar nu te, adică nu te intruzează atât de mult ca atunci când ai sta în aceeași casă, ar trebui să aveți, nu știu... E o doză mare de libertate pe care ți-o iei, dar care nu are legătură cu un cuplu real. Are legătură cu un cuplu real din punctul lor de vedere, pentru că atâta timp cât și unul și altul asta își doresc de la un cuplu și pentru amândoi asta înseamnă cuplu, e un cuplu pentru ei. Dacă să zicem că ar fi unul care ar fi mega dependent și și-ar dori să fie prezent celălalt și ar sta într-o suferință permanentă pentru că celălalt e plecat, da, acolo cel mai probabil soluția ar fi să se separe și să-și vadă fiecare de realitatea lui. Dar în contextul în care pentru amândoi varianta ideală e ca... adică e chiar ideal, adică chiar există cupluri, nu există o rețetă generală acceptată a cuplului. Ceea ce funcționează sigur pentru doi oameni funcționează pentru ei și dacă ei se declară un cuplu, prin urmare ei sunt un cuplu. Intrăm iarăși în o mulțime de laterale și drumul este infinit, o spun încă o dată. V-aș ruga să ne întoarcem la lista de motive care duc la violență în cuplu. Gelozia, ați menționat-o. Intrăm deja într-o nebunie totală. De cele mai multe ori, dar dumneavoastră spuneți că mutarea împreună este cauza principală. Dar de foarte multe ori... E prima. Prima. De aia da. Am pus-o ca principală. Cronologic. Este prima. E primul hop al cuplului, ca să zic așa. Dacă ei trec peste perioada post-îndrăgostire și intră către dragostea matură,
înseamnă că putem să vorbim de un cuplu dezvoltat în care pot exista celelalte probleme și așa mai departe. De aceea nu zic că este mai gravă decât gelozia sau decât... Zic doar că fiind prima e ca o vamă. Adică, ok, dacă corect. Nu avem pe aia... Foarte corect. Da, strângem punctul acesta. Gelozia. Se poate vorbi foarte mult despre gelozie și cum apare... ce o întreține, la ce poate duce și poate duce inclusiv la violență domestică. Ce spune gelozia despre un om? Ce spune? Cum îl priviți pe un om gelos? Gelozia spune mai mult decât despre un om, spune despre un cuplu. Pentru că toate problemele care apar în cuplu apar în legătura dintre cei doi. Prin urmare, există cazurile în care gelozia și infidelitatea, pentru că gelozia o legăm fie de existența efectivă a infidelității sau de o infidelitate fantasmată de unul dintre ei, adică poate să existe sau să nu existe, dar gelozia este păstrată. Atunci când vorbim de o infidelitate clară, există, de exemplu, cazurile în care se naște unul dintre copii. Femeia, mama... În gelozia pe propriul copil? Nu, vorbim tot de gelozie externă, dar explicam puțin dinamica. Când apare, se naște primul copil, sau mă rog, se naște copilul, în primele luni de viață ale copilului, există relația aceea fuzională dintre mamă și copil în care tatăl nu prea are loc. Da. Este normală și dinamica asta, nevoia mamei de a se conecta tot timpul la nevoile bebelușului, este absolut firească. Pe de altă parte, tatăl scos cu totul din dinamica de familie și scos din rolul lui de partener, pentru că mama în momentele respective riscă să fie exclusiv mamă și deloc parteneră, va căuta o funcționalitate sexuală într-o altă parte. De asta ziceam că pe undeva nu putem să vorbim neapărat clar de omul gelos, dar există predispoziții la anumite persoane mai mult ca la altele, dar pe context, pe acest context, practic problema este între cei doi. Mama care îl exclude din relația de familie, îl exclude din viața de familie, nu se raportează nici la ea ca parteneră, îl scoate și pe el din rolul de partener și îl plasează exclusiv pe rolul de părinte, care este cumva desexualizat, așa, iar el își va căuta în altă parte. Nu e nici greșeala mamei pe partea asta, nu e nici greșeala lui neapărat că și-a căutat în altă parte o legătură partenerială, în lipsa unei legături parteneriale în cuplu. Pe de altă parte, este o criză a cuplului pe care se poate lucra, pe care cei doi ar trebui să lucreze. Mama poate să fie geloasă și să zică, să-l demonizeze pe partener și să zică, ok, păi uite, eu stau cu copilul toată ziua și tu pleci de acasă și îți faci de cap și sunt miliarde de povești pe sistemul acesta. Pe de altă parte, nici el nu este total rupt de o realitate a lui interioară. El s-a simțit exclus cu totul. Poate să zicem că el poate să gestioneze intern perioada de 6 luni, un an de zile și să înțeleagă, uite, este, așa stau lucrurile, se întâmplă, să existe acest copil, are nevoie de mai multă atenție, nu mai pot să primesc eu. Există și componenta de gelozie sau invidie cumva pe copilul care primește toată atenția partenerei, care îi dădea înainte toată atenția lui, că era singurul în relație. Pe de altă parte, nu se poate, adică nu se poate stabili clar un vinovat pe partea asta. Cei doi trebuie să lucreze, ok, până unde suntem doar părinți, de unde până unde rămânem totuși parteneri de cuplu, aduși în relație pe baza unei atracții sexuale sau ce a stat la baza cuplului. De asta zic, gelozia în acest context apare pe fondul unei relații de cuplu și nu pe fondul unei dinamici interne a partenerului care înșală. Iar gelozia, în general, este foarte traumatic resimțită pentru că distruge încrederea în sine. Încrederea în sine și încrederea reciprocă? Desigur, și încrederea reciprocă este inevitabil pentru că persoana care înșală iese din relație. El depune sau ea depune parțial nevoia și dorința într-un terț, care de cele mai multe ori terțul reface ideea de relație de îndrăgostire inițială, pentru că așa se întâmplă lucrurile. Iese pentru a idealiza într-o altă parte. Are nevoie de genul acela de idealizare pe care nu mai poate să o regăsească în cuplul de origine.
Ați vorbit despre gelozia aceasta care apare într-un moment în care vine un copil în cuplu, care, mă rog, duce la niște probleme pe care le-ați enumerat, le-ați explicat. Dar în cuplul în care nu există acest copil și există gelozie, din păcate, mult prea multe cupluri care nu au un copil. Problemele, mă gândesc că sunt de cu totul altă natură. Mai avem, din păcate, puțin timp la dispoziție, 7 minute. Vă rog să încercați și amânăm continuarea acestei chestiuni pentru întâlnirea noastră următoare. Vă rog să explicați și această situație. Una dintre problemele infidelității și geloziei pe parte, ca și cuplu, pe partea asta, vine din, de exemplu, fantasma partenerului care înșală că îi se cuvine totul. Asta pe de-o parte. Să explicați și această chestiune. Și pe de altă parte este și situația în care unul dintre cei doi este gelos, chiar dacă nu are motive. Da, e cumva un infantilism și în zona lui, al celui care înșală chiar dacă nu are motive, pentru că la fel crede că îi se cuvine totul. Adică e în ideea, gelozia de multe ori și infidelitatea îmbracă cumva triunghiul pe care fiecare l-a trăit în familia lui de bază. Adică este concurența pe care două persoane de același sex o au față de un partener de sex opus. Lucru care se întâmplă, dacă este să ne axăm pe dinamica psihologică, pe concurența pe care, de exemplu, o au doi frați în aceeași familie pentru mamă sau pentru tată. E ceva atât de încetățenit în dinamica internă, încât o vedem și acolo nu există, și acolo unde nu există. În aceeași măsură, există concurență și rivalitate și, prin urmare, gelozie, de exemplu, în relația mamă și fică. Este foarte complicat să o acceptăm de multe ori și să o recunoaștem când o vedem, dar pe de altă parte există o rivalitate la nivel feminin, de exemplu între mamă și fiică, la fel cum între tată și fiu există în aceeași măsură, cum sunt cazurile în care, nu știu, băiatul se enervează că nu poate să fie mai puternic decât tatăl. O rivalitate care este și insurmontabilă, pentru că se compară întotdeauna cu un ideal. De aceea, de cele mai multe ori, persoana, amanta sau amantul, iau îmbracă forma idealului și în mintea celui care e înșelat. Ea va fi mai bună, mai frumoasă, mai deșteaptă, mai liberă, mai cum și-ar dori ea să vadă idealul. Și în aceeași măsură, bărbatul va vedea pe cel cu care este înșelat ca fiind extraordinar. Iar asta se vede mergând pe dinamica de familie a fiecăruia dintre parteneri. De unde și din ce i s-a generat lui această rivalitate care câteodată nu are nicio legătură cu situația existentă. De ce este cumplită gelozia pe partea asta? Este pentru că conține în sine o tensiune foarte mare de dragoste față de partenerul care înșală și de ură față de partenerul care înșală. Iar acest lucru poate să ducă această cumva neputință de a lega cele două. Adică te și urăsc foarte tare pentru că îmi faci rău și mă înșel, te și iubesc foarte tare pentru că te iubeam de dinainte. În momentul acela se produce ca o scindare de realitate care poate duce la un fel de delir de gelozie, ceea ce este efectiv o formă de psihoză care produce o rupere deci de realitate. O afecțiune psihică. O afecțiune, practic, da. Am putea spune o afecțiune care îl rupe pe cel gelos de logica generală a realității. Nu mai ține neapărat cont de reguli. E ura lui și furia lui pentru că trece prin durerea prin care trece sunt atât de mari încât nu contează faptul că ar putea să fie pedepsit, faptul că ar putea să fie închis, faptul că ar putea să-și piardă familia, de exemplu, familia lui, să-l renege familia lui pentru că a făcut o faptă, nu știu, o agresiune considerabilă, vizibilă. Nu contează nimic, pentru că el nu mai judecă realitatea decât prin prisma acestui cocktail îngrozitor de sentimente pe care îl aduce gelozia. Cât de corect sau de incorect este ce spun unii din jurul nostru, ceva de genul, dacă nu e geloasă, gelos, înseamnă că nu mă iubește de fapt cu adevărat. O doză de... Îi sunt indiferent.
practic este greșită. E greșită. E greșită. Are sens într-un fel, este parțial ca o măsură a atașamentului, adică gelozia vorbește despre sentimentul de posesiune, ceva ce este al meu și aș putea să pierd. Deci cumva e bine să existe o nevoie de a-l simți pe celălalt că îți aparține, dar nu la modul de stăpânire, cât la modul de împreună. Deci există și are sens gelozia pe anumite, în anumite procente. Pe de altă parte, cu cât, din punctul de vedere, cu cât gelozia este mai mare, cu atât nu prea are legătură cu persoana cu care ești în relație. Adică, cumva, omul ar putea să fie gelos și dacă ar fi el singur, cred, pe o insulă pustie, ar putea să găsească motive de gelozie. Nu, are legătură cu el și cu o competiție de-a lui interioară pe care o stabilește cu tot ce mișcă, practic. A, te uita la nu știu cine, nenorocire, înseamnă că-l vezi. Are legătură cu o stima a lui de sine foarte scăzută, pentru că atunci când ne comparăm constant cu alte persoane, înseamnă că noi nu suntem siguri pe noi. Deci cu cât ești mai gelos, cu atât ai un respect de sine mai scăzut. Da, pentru că dacă fiecare individ ar ști despre el, ok, eu am aceste calități, am aceste defecte, mi le asum, la unele lucrez, să mi le depășesc, așa, n-ar fi nicio problemă, am ști până unde, care ne sunt limitele, ce dorim de la celălalt. În contextul în care noi nu suntem siguri pe nimic din ceea ce este în noi, tot ce vine din afară și riscă să ne ia această posesiune care este celălalt. Le percepem ca pe amenințări. Poftim? Le percepem ca pe amenințări. Le percepem ca pe niște amenințări și atunci le dăm în exterior, încercăm să impunem și prin urmare să ne apărăm. Impunerea este întotdeauna o apărare. Impui celuilalt pentru a te apăra de fapt tu. Da, ce păcat că timpul nostru a expirat, timpul nostru s-a terminat pentru această emisiune, pentru această dezbatere. E un subiect foarte serios, grav, acesta legat de gelozie, pentru că aici am ajuns, cu enumerarea cauzelor care duc la violență în cuplu. De aceea, sigur, vă mulțumesc pentru prezență, pentru explicații, a fost minunată această discuție, dar vă rog să reveniți. Să reluăm această listă de motive, de cauze. Sigur, vom relua la întâlnirea noastră următoare discuția încă de la acest subiect, gelozia, pentru că nu l-am epuizat. Mulțumesc foarte mult, vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc foarte mult. Irina Chilărescu, psihoterapeut. Discuția noastră se încheie aici. Ne vedem și cu altă ocazie. Pe curând!